Și această inițiativă susținută financiar de Institutul de Investigare a Comunismului din România a fost începută pe baza unor planuri provenite de la cei care, de la foști deținuți politici care au fost implicați în această acțiune secretă în acel timp, ca să fie pe înțelesul tuturor, aș face precizarea că despre acest lucru, despre ascunderea acestor sebi, nu au știut decât 4 foști deținuți politici, care l-au ascuns în 2 etape. În cursul lunii septembrie, într-o zi de sâmbătă anului 1957 și în cursul lunii decembrie 1960, înaintea sărbătorii Crăciunului. În prima acțiune au fost implicați 3 foști deținuți politici. Este vorba de un fost profesor universitar, Gheorghe Popescu Vâlcea, un domn din Ogna Sibiului, Popa Savu, și un personaj din zona Târgu Jiului, Henca Tiberiu. Cei 3 au acționat în 1957, când într-o zi de sâmbătă, cum am făcut precizarea, luând cheia de la corpul de gardă, s-au închis pe dinăuntru, unul dintre ei a stat la ușă să vadă ca să nu vină între timp cineva și au făcut o groapă în încăperea forjei. În 1960 a participat Popa Savu și cu Henca Tiberiu, când au ascuns al doilea loc de săbi. În 1957 ei fac precizarea că este vorba de 60 ceva de bucăți, iar în 1960 precizează un număr de 30 ceva de bucăți. Deci în total ar fi undeva 100-110 bucăți. În schimb, nu este vorba de săbii întregi. Ei vorbesc doar de 2 bucăți de săbii întregi, una dintre ele își și aduceau aminte cui aparțineau după inscripția care era gravată pe ele, aparținea unui general al armatei române, David Preapogescu, iar celelalte sunt în stare fragmentară. Săbile au fost aduse aici la Iud în cursul anului 1956, cu o destinație precisă. Ordinul era ca ele să fie distruse, iar din materialul recuperat să se folosească pentru alte produse finite. De obicei, ordinul era să se facă cosoare și glicege. Garda cu mânerul era debitat, iar lamele propriu-zise, la rândul lor, erau debitate la anumite în bucăți cu anumite dimensiuni. La forjă aveau anumite matrițe pentru care trebuiau să fie lucrate ori pentru glicege, ori pentru cosoare. Ei au ales, dau un amănunt, că în 1957, vreme de 3 săptămâni, ei tot au ascuns bucăți de săbii și le-au ascuns prin diferite cotroane ale atelierului de forjă. Și într-o zi de sâmbătă le-au adunat și au făcut 2 gropi, specifică că e vorba de 2 gropi, și în 3 tuburi de fontă au ascuns acele săbii. Într-o anexă a atelierului de forjă, anexă care astăzi nu mai există, pentru că în 1973 aici s-au întâmplat niște refaceri la clădirea atelierului, hala în care ne aflăm suprapune acea fostă anexă, inclusiv elevațiile zidăriei forjei au fost refăcute. În 1960, când au ascuns celălalt lot de săbii, le-au ascuns tot în acea anexă. Fac precizarea că în 1993 acest lucru a fost pentru prima dată făcut public. Există 2 declarații publicate și de presa vremii, una aparținând lui Popa Savu și una lui Henca Tiberiu, în care ei se adresează armatei române ca să inițieze o acțiune de căutare și ele să revină țării și să fie expuse într-un muzeu de istorie. Ca urmare a acestui fapt, s-a sesizat cineva de la televiziune, doamna Osu Longin, care a și realizat un film intitulat sugestiv Săbile generalilor români, un film care dezvolta acest subiect. Imediat după mărturiile celor 2, a urmat o acțiune propriu-zisă de căutare, cu cei 2 martori, cu Henca Tiberiu și cu Popa Savu la fața locului, ei 2 indicând locul unde să se caute.
În schimb, atunci fabrica funcționa, hala în care ne aflăm era plină cu utilaje care lucrau și n-au putut decât să verifice anumite locuri restrânse ca spațiu printre utilajele respective. Deci n-a fost practic o căutare în adevăratul sens al cuvântului. În ce stadiu sunt căutările prezentate? În prezent, noi vrem să verificăm întreaga suprafață presupusă de noi ca fiind acoperită de fosta anexă a forjei și, deci, efectiv, să executăm o săpătură exhaustivă. Bineînțeles, cu metodele moderne ale arheologiei. Ce aș putea eu să vă mai spun? Ce implicați în această poveste? Niciunul dintre ei, din păcate, nu mai este în viață. Trăiește doar fiul unuia dintre ei, a personajului principal, pot să spun, Popa Savu, care a participat atunci alături de tatăl său la această căutare, gestul fiind zilele trecute și alături de noi. Nu pot să fiu sigur că le vom găsi. Lucrurile sunt foarte complicate, dar în caz că nu o să avem succes în aceste zile cât avem prevăzute fonduri pentru cercetare, cu siguranță săpătura va rămâne deschisă și vor reveni cu siguranță în primăvară. Gheorghe Petrov, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Muzeul Național de Istoria Transilvaniei.